În anul școlar 2014-2015, județul Suceava a găzduit 3 olimpiade naționale, dintre care 2 de anvergură. Ținând cont de buna tradiție a județului și a cadrelor didactice ca buni organizatori a evenimentelor de acest gen. Este vorba despre Olimpiada Națională de Limbă Polonă, Limbă Maternă și 2 competiții cu participare numeroasă. Olimpiada de muzică instrumentală a avut loc în perioada 7-9 aprilie și a găzduit aproximativ 200 de participanți, elevi și profesori, iar în intervalul 5-7 aprilie s-a desfășurat Olimpiada Națională de Tehnologii, Resurse și Protecția Mediului pentru un număr de 115 participanți din întreaga țară. Suntem bucuroși de faptul că elevii noștri suceveni s-au distins la rândul lor prin rezultate foarte bune. La Olimpiada de Interpretare Instrumentală sunt 4 premii întâi obținute de către elevii Colegiului de Artă și la Olimpiada de Resurse, respectiv din area curriculară tehnologii, am obținut 4 premii întâi, 2 premii doi, 2 mențiuni și un premiu special pentru cea mai bună lucrare scrisă. Iar acestea nu sunt singurele premii cu care s-au întors elevii suceveni. Tot în săptămâna altfel s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de Matematică la București în perioada 6-10 aprilie, participanți fiind elevii din clasele 5-12. 4 dintre componenții lotului reprezentativ al județului Suceava au obținut medalii de bronz acordate de Societatea de Științe Matematice din România. De altfel, în perioada 5-9 aprilie s-a desfășurat la Târgu Mureș și etapa națională a Olimpiadei de Biologie. Județul Suceava a fost reprezentat de 6 elevi, 4 dintre aceștia fiind distinși cu premii speciale. Nicolae Andronic Gorcea a fost selecționat în lotul lărgit pentru Olimpiada Internațională de Biologie, acesta calificându-se pe locul al treilea. El urmează să participe la pregătirea teoretică ce se va desfășura pe perioada 2 săptămâni la Facultatea de Biologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Această etapă urmând a se finaliza cu selecția lotului restrâns de 4 elevi care va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Biologie, care se va desfășura în luna iulie 2015 în Danemarca. În perioada 6-8 aprilie s-a desfășurat la Baia Mare etapa națională a Olimpiadei de Limbă și Literatură Ucraineană Maternă, județul Suceava adjudecându-și 3 locuri întâi cu elevi din Bărcăuți, respectiv Siret, iar alți 8 elevi suceveni au obținut premii 2, 3 și mențiuni. De obicei, olimpicii la competițiile naționale sunt recunoscuți și premiați de Guvernul României. În mod normal, da, în fiecare an se realizează o premiere a performanței școlare, dar data și locul sunt de obicei anunțate de către Ministerul Educației Naționale către sfârșitul anului calendaristic. Premiile primite de olimpici constau dincolo de diplome și titluri în cadouri personalizate, suveniruri din partea organizatorilor și premii în bani. O situație inedită s-a petrecut la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală pentru clasele 3-8, susținută la Suceava, când ministerul a anunțat în ultima clipă și existența unor premii în bani. În ultima zi a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală a venit un ordin de la Ministerul Educației în care s-au alocat anumite fonduri pentru elevii premianți. Fondurile însă urmează să fie primite și abia apoi vor fi relocate către fiecare inspectorat școlar și către fiecare participant în parte. Cel mai probabil elevii vor primi premiile către finalul anului școlar în curs.